Vă salut! Azi mi s-a accentuat cheful de călătorii, bombardată fiind cu fel de fel de informații utile pe acest subiect. Ca o mamă bună, după ce a anulat zborurile spre 20 de destinații și le-a rărit pentru încă vreo câteva, compania Wizz Air vine să pupe turiștii, că poate le trece supărarea. Pasagerii, fie că au rezervat deja un bilet sau își fac o nouă rezervare, se pot bucura de călătorie și un extra beneficiu la un preț decent. Bagaje de cală Wizz Priority și alocarea locurilor la prețul fix de doar 9 euro fiecare. Wow, adică n-o să mai aibă valiza bilet mai scump decât al meu. Nu vă ambalați, ca orice minune, nici oferta asta nu ține mult și e valabilă doar pentru zborurile efectuate până pe 26 martie. Dacă aveți zbor spre sau de pe București, am informații utile. Vestea bună e că aeroportul Henri Coandă a finalizat lucrările de modernizare a zonei de procesare a bagajelor de cală din zona A a terminalului de plecări. Aici vor exista acum 28 de ghișee de check-in în loc de 26, iar în etapa finală, 6 ghișee vor permite călătorilor să-și lase bagajul la cală fără să interacționeze cu operatorii umani. Dar e și o veste mai puțin bună, ca să nu zic că e proastă rău. Cele mai multe magazine din aeroportul Henri Coandă din București sunt închise până spre finalul lunii martie, ca urmare a încetării contractului de asociere pentru spațiile duty paid. Spațiile comerciale vor fi pregătite pentru a funcționa conform noului contract de închiriere. Știți ce vă așteaptă, nu? Să vă simțiți ca acasă sâmbătă dimineața dacă stați la bloc. Zgomot zglobiu de bormașină, cu praful cuvenit și sentiment de șantier. Nu știu voi, dar eu ador Spania. Totuși, dacă plecați încolo zilele astea, pregătiți-vă psihic. Vă puteți trezi cu surprize. Iată câteva informații utile. Spania va interzice zborurile interne pe distanțe scurte, pentru care există o alternativă feroviară cu un parcurs de cel mult 2 ore și jumătate. Excepție vor face zborurile interne către aeroporturi, unde există conexiuni către rute internaționale, ceea ce înseamnă practic că rutele feroviare cu plecare din aeroporturi precum Barcelona sau Madrid nu vor fi afectate de decizie. Iar începutul de primăvară nu e propice nici pentru iubitorii călătoriilor cu trenul. Mecanicii trenurilor Renfe, operatorul feroviar de stat din Spania, vor face grevă în zilele de 1 martie, 4 martie și 12 martie și parțial în 6 martie, ceea ce va avea ca efect numeroase anulări de trenuri pe tot teritoriul Spaniei. Și ca să rămânem tot local, Sevilla a anunțat că va impune o taxă de intrare pentru Plața de Spania, una dintre principalele atracții ale orașului. Pentru moment, primăria nu a anunțat valoarea taxei, însă aceasta nu se va aplica locuitorilor, ci doar turiștilor. Ole! Sunt Alexandra Petrușca și cred că mă duc să-mi fac bagajul. Unul mic, nu mă pot baza pe bipolaritatea logistică a transportatorilor aerieni. Ocolesc Spania de data asta și nici în București nu fac escală. Nu știu chiar tot, precum bunica, dar știu multe. Iar dacă nu știu, știu unde să caut. Scrieți-mi pe alexandra@rondensien.ro dacă vă interesează și alte informații utile.